Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române din studioul lărgit al pieței cele mari din Sibiu, o îmbrățișoare din partea sibienilor, dacă vreți, pentru toți de acasă, dar și cu bucuria aceasta a întâlnirii Sfântului Onisif, cel pe care prăznuim astăzi, mort la anul 95. Am să citesc așa cum îl prezintă prologul. În cetatea Colose din Frigia era pe vremea Sfinților Apostolului bărbat vestit și dregător de seamă cu numele Filimon. Și acesta, primind dreapta credință chiar de la Sfântul Pavel, s-a numărat între cei 70 de apostoli ai Domnului, iar mai pe urmă și de treapta de episcop s-a învrednicit. Deci pe când Filimon deprindea credința cea nouă, era în casa lui un rob pe nume Onisim, care greșind cu ceva stăpânului său și temându-se de pedeapsă, s-a fugit de la dânsul și s-a dus tocmai la Roma. Și acolo, aflând pe Sfântul Pavel în lanțuri pentru credință, a auzit de la dânsul cuvântul propovăduirii și primind Sfânta Credință, a fost botezat de Apostolul Pavel și a rămas împreună cu Tihic, un alt tânăr, în slujba Apostolului. Deci a trimis Sfântul Apostol pe Tihic să ducă creștinilor din Colose o scrisoare, care se găsește și astăzi în Sfânta Scriptură, Epistola către Coloseni, și împreună cu Tihic, Apostolul a trimis și pe Onisim cu o scrisoare către Filimon, fostul său stăpân. În scrisoarea aceasta, Apostolul roagă pe Filimon să-l ierte pe Onisim de greșeala lui și să-l primească nu ca pe un rob sau ca pe un frate, ci ca pe un frate iubit și mai mult decât ca pe Pavel însuși. Te rog pe tine, scrie Apostolul, pentru fiul meu pe care l-am născut fiind în lanțul Onisim, cel ce altădată nu ți era de folos, dar acum ție și mie ne este de folos. Pe acesta ți l-am trimis pe el însuși, adică inima mea, primește-l. Eu voiam să-l țin la mine ca în locul tău să-mi slujească mie, care sunt în lanțul în locul tău pentru Evanghelie, dar n-am voie să fac nimic fără de încuvințarea ta, pentru ca fapta ta cea bună să nu fie silită, ci de bună voie. Că poate pentru aceea a fost despărțit de tine, ca veșnic să fie al tău, dar nu ca rob, ci mai presus de rob, ca un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine și după trup și în Domnul. Deci dacă mă socotești părtaș cu tine, primește-l pe acesta ca pe mine. Epistola către Filimon 10 și 7, versetele 10 și 17. De aceea, primind această scrisoare, Filimon nu doar că le liberează cu dragoste pe Onisim, dar îi și dăruiește posibilitatea aceasta de a se întoarce către Roma. El ajunge și nu încetează a propovădui Evanghelia lui Hristos. De aceea, în vremea lui Domitian, era anul 95, cade și el pradă uciderii. Se spune despre el că, răbdând multe chinuri de la dregătorul Terții și rămânând neplecat în credință, i s-a tăiat capul. Și așa Sfântul Onisim s-a numărat cu bărbații apostolici ai Domnului. E o poveste cruntă, ar zice părinții. Vai, iarăși moarte, iarăși sânge. E plata pentru libertatea noastră de acum. E modul în care Hristos, prin Sfântul Apostol Pavel, prin Filimon, prin Onisim, prin Tihic, dacă vreți, ne-a oferit posibilitatea de a avea o biserică, de a fi într-una sfântă, sobornicească și apostolică biserică. Poate așa înțelegem un pic mai mult ce preț s-a plătit pentru noi. Mâine este o nouă zi.